ce faci? Ia uitați pe cine avem noi aici! Salutare cocolicilor și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată și seria mea preferată, Minecraft Cute, în care voi, abonații cocolicilor, mă învățați cum să mă joc Minecraft. Ia uitați, șatra lui Mitică se află aici! Apăsați un buton de cocolic pentru șata lui Mitrică. Șatra lui Mitică și haideți cocolicilor să adunăm 10.000 de cocolicuri la această serie minunată. Eu mi-am dat seama că acest villager este fetiță. Ea e fetiță, uite ce cute este și vreau să-mi scrieți în comentarii cum s-o cheme Roza, pentru că are șarfă roz și pălărie roz. Ziceți-mi cum s-o cheme, dați-mi acolo idei pentru că e foarte cute. Hai, până ce-mi dați voi idei, eu am să o chem Roza, da? Ok, bun, mi-a zis data trecută cum să facem aici piscină și mi-am umplut aici apa și Felix mi-a zis aici să pun, uite, am pus pământ. Pentru că, dacă pui pământ și după aceea pui apă pe deasupra, deci eu aici vă arăt că eu învăț Minecraft alături de voi și vă arăt câști și după aceea, dacă îl ștergi, au, stai! Deci, eu sunt puțin varză, știți, dar eu sunt în proces de învățare, așadar, nu mă judecați că nu știu să ies din apă! Ajutor, Mitic, ajută-mă să ies din apă! Așa, ajută-mă, te rog, stai lângă mine, stai lângă mine că mi-e frică! Dacă mă nec! Roza, hai fi tu bună și ajută-mă, haide! Hai, frumoasa mea, hai! Ok, deci mai am o găleată de apă pe care trebuie să o pun aici. Să știți că e greu să faci piscină, Dorian Popa știe. Uite, mi-a zis cum să fac apă infinită, dar pentru mine e puțin cam greu. Vreau să încerc așa, dacă reușesc. Iau pământul ăsta de pe dedesubt. Ah, se ia! Și după aceea poate mai punem încă unul așa din când în când unde avem nevoie. Interesant! Să știți că, cocolișilor, ați spus că vreți să punem alb în piscină. Vă ascult sfatul și o să punem alb. Voi decideți! Nu vreți albastru? Bine, vreți alb! Dar, haideți că avem de lucru. Am zis că fac eu în afara videoului să umplu apa din piscină, dar am văzut că e destul de dificil. Și am spus că, bă, e o treabă dificilă. Auleu, ce chiude aici, pui de unicorn! Pui de unicorn, salut! Așa, am zis că dacă e o treabă dificilă, trebuie să o fac în fața camerei, ca voi, cocolișilor, să fiți martori, cum devin expertă. Ok, ar fi bine dacă vreun villager m-ar ajuta. Mi-a zis că masa aia este o masă rară. Uite, chestia asta, da? Pe care o are villagerul ăsta. Dar nu știu ce face, adică nu mi-a zis în comentarii ce face. Mi-a zis că e rară, bine, dar ce faci? Ba, da, mi-a zis că face lucruri scumpe. Bun, și a zis că înăuntru este un chest cu lucruri scumpe, dar uite, are niște ingot, eu îl fur. Și are și o sabie, eu las acolo. Și are obsidian. Obsidianul știu că îl folosesc. Auzi? Gigel? Ți-am furat, nu, ăsta e Zoro. Zoro, ți-am furat acolo ceva, dar să știi că e pentru cocoliș. Da, ei mi-au zis să nu fii supărat pe mine, că tu oricum ești muncitor și faci mai multe, da? Ok, am furat niște ingot, ar trebui să mănânc ceva. Stai să mănânc o bucată de pâine. Stai aici, apă, că mai am nevoie de tine. Auleu, nu mai am lopată. Lopată foarte puțină. Să mănânc pâine sau să mănânc friptură? Hai să mănânc friptură. Nu pot să cred că mănânc iepurii. Iepurii mei care erau așa de cute, îi mănânc ca să supraviețuiesc. În ce m-am transformat? Ok, hai să punem aici... Pun puțin pământ de desubt, ca așa mi-a zis voi cocolicilor. Uite, pun așa și să vedem unde mai trebuie. Cred că mai trebuie undeva... Nu aici! Aoleu, mai am foarte puțină lopată dintre asta. Deci, mai punem pământ, îl punem undeva în mijloc. Uite aici. Stai. Uite așa și sper că am făcut bine. Am făcut bine oare? Ia ziceți-mi în comentarii. Și acum dacă pun apă pe ăsta, vai de mine, tot satul s-a adunat aici să fie martor cum se face piscina. Salut! Încă n-am terminat, mai durează puțin, uite, cocolii și mă învață cum să fac apă perfectă. Știți ce a zis Felix când a venit aici după ce am filmat episodul trecut? A zis că ce e asta? La piscina mea, a zis, ce e asta? Că arăta ridicol. Da, dar eu învăț Minecraft aici. E treabă serioasă, știți?
Așa, și dacă reușesc să-mi fac piscina asta cu mâna mea, o să fiu cea mai fericită. Uite așa, not pe sub apă. Perfect. Woohoo! Și cred că mai am aici vreo două găleți de pus, maxim 3. Hai să facem o tură rapidă. Așa. Deși, stați puțin, vreau să încerc. Mi-a zis un cocoliț dintre voi că dacă sapă aici 4... Au, am săpat mai mult decât 4. Dacă sap aici 4 și pun o găleată de apă, mi iese apă infinită. E adevărat? Ia, mă duc să iau o găleată de apă, că învăț și eu Minecraft, că decât să fac atâtea ture până acolo, vă dați seama, e prea mult. Nu vreau să fac atâtea ture! Ajutor! Vreau să meargă sfatul cocolicilor. Hai! Una, două... Oricum eu sunt mândră de mine, am făcut găleată, am făcut iron ingot, am făcut tot ce vrei aici și o să fac multe chestii. Sunt uber mândră. Găinușă, vezi că vii și tu la piscină, te aștept, ha? Și ați spus cumva, pun în patru colțuri? Stai, deci nu știu cum ai apă infinită, ia. Căști? Am pus în două colțuri. Și acum dacă iau apă de aici. Oh my god, am făcut apă infinită! Oh my god, nu pot să cred că colțurile sunt cei mai tari! Și eu făceam ture. Unde nu-i cap, vai de picioare. O vorbă din popor. Sunteți cei mai tari. Și acum pot să fac oricum vreau. Dar stai că oricum nu poți să faci exact cum vrei, că trebuie să-ți pui bucățele dintre alea de pământ pe dedesubt, nu? Așa. Este. Mitică, mi-am făcut izvor! Mi-am făcut izvor! Haideți la izvor, oameni buni! Hai! Hai, cine vrea apă gratis? Uite că vine! Hai, salut! Deci am uite-o pe frumoasa asta machiată. Am nevoie de nume cocolișilor pentru toți vilagerii mei. Să văd cum să-i mai cheme, bine? Că sunt foarte simpatici, mie mi-e foarte drag de ei. Stai, 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 să reușesc să pun. Stai că nu pot să pun pământul, frate, că mă dă jos. Mă dă sus, uite. Pun așa și mai pun și aici. Cred că fac, știți vorba aia, băbește. Da, îmi iese. Sper să-mi iasă. Și aici, aici mai trebuie. Așa. Stai, stai, să mă ridic la suprafață. Ok. Și acum, fiți martori! Fiți martori, Cocos Cristina își face piscină! Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Mă duc la izvor. Izvorul ăsta, care cocolișii m-au învățat cum să-l fac. Vedeți ce înseamnă în viață să încerci, frate? Am încercat ce mi-a zis și chiar merge. Uite. Au! Am greșit puțin, am pus apa unde nu trebuia. Încerc să o pun aici. Oh, mai am una! Una cumva, una și am terminat piscina și voi sunteți martori? Stai, stai! Căști! A, uite și acolo, încă două chestii. Noroc că mi-a făcut izvor aproape, că altfel făceam 1000 de ture. Perfect! Și aș putea, știți ce? Aș putea chiar să fac acolo o fântâniță. Uite aici mai trebuie. Îmi fac o fântână lângă casă. Eu zic că e perfectă, nu? Ia uitați! Ia uitați, sunteți martori! Sunteți martori, cocolișilor! Mi-am făcut piscină cute! Dar nu este gata, pentru că vreau să o fac cu alb înăuntru. Dar asta am să o fac eu. Probabil după video, ca să nu ne lungim prea mult, să nu pierdem timpul. Așa, luăm ăsta pământul. Eu sunt foarte mulțumită de ce am realizat. Ridică-te, Cocos Cristina! Și ar fi frumos să nu lași mizerie în piscină. Așa. Salut! Îți place piscina mea? Îți place? Uite, dacă s-ar... Ia dă din cap, asta înseamnă că da, îi place. Bă, frate! Deci ți-am zis să-ți pregătești costum de baie, pentru că vreau să fac șezlong, să ne bronzăm, da? Știu că tu ești cam bronzată, dar uite-te la mine! Uite-te la mine, eu nu sunt așa bronzată, sincer mai trebuie niște bronz! Ok! Măi, cocolișilor, am uitat. Mi-am pregătit un skin super cute cu o rochiță roșie. Doamne, așa de frumoasă! Vreau să ziceți în comentarii dacă vreți să-l pun, pentru că facem aici piscină. Acum, am zis că o să mai lărgim puțin casa asta, dar aș vrea să fac cumva... Deci eu am așa o idee de designer-arhitect. V-am zis că vreau să fac aici un fel de acoperiș, așa, ca să... cel puțin la partea asta... Dar, cocolicilor, mi-a venit o idee. Vreau să fac acoperișul ăla să fie cumva
de lână colorată și să facem un fel de curcubeu. Așa niște grinzi, o grindă de o culoare, o grindă de altă culoare și să facem un fel de curcubeu. Dar am nevoie să iau toate culorile de la flori, nu? Așadar trebuie să mă duc puțin la masă și să văd exact cum s-ar face. Ce faci, găină? Vrei să vii la mine acasă? Vrei să vii la mine acasă? Poate faci un ou? Bă, voi ați văzut ce piruete a făcut pe scară? Hai, hai, hai la mine! Haide! Nu vei să vii la mine? Bine! Mă duc aici la masa de lucru și vreau să văd exact cum se fac culorile. Scriu aici dai. Dai cu Y. Așa, deci avem nevoie de roșu. Ne trebuie plantă roșie. Galbe, rogvaiv, da? Avem toate culorile, bă, frate, și din verde? Nu știu, ar trebui să mă descurc. Mă duc să culeg niște flori. Așa. Și să vedem. Că vreau să-mi fac aici frumos colorat. Hai să vedem, deci... Dar stai puțin, câte ne trebuie? Nu știu exact câte ne... Una oare? Hai să luăm dintre asta galbenă. Așa, am luat dintre asta galbenă. A, dar cred că trebuie mai multe ca să... Oare trebuie câte o floare pentru fiecare bloc? Că nu mai știu cum făcea Felix. Ok. Așa, ia să vedem. Și tu vrei să fii luată floare zâmbăreață? Vreau să încerc cu galben. Cu galben și cu roșu. Ia să vedem unde avem noi niște flori roșii, în afară de astea frumoase. Sau hai că... Nu le iau pe astea. Bine, hai că le iau pe astea și după aceea plantez altele. Așa, perfect. Vai, da, ce flori minunate. Și acum mergem în casă. Așa, și acum am scris dai, roșu. 3. Deci îți faci câte o dintre asta pe fiecare fiecare creionaș. Ok. 6. Perfectus preparatus. Miraculosus, genialus. Așa, de ce plec de aici? Mi-am făcut culori și acum ar trebui să văd. Am pe aici ceva lână. Asta e lână, dar deja dintre aia colorată și șmecheră, pe care a luat-o de la Barbie. Stai să-mi iau aici foarfeca și mă duc cocoleșilor să pun niște oițe. Oiți, 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 oiți! Oiți, 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 oiți! Așa se cheamă oițele, în caz de nu știați. Oiți, 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 e cald, nu-i așa că ți-e cald? Ți-e cald? Ha-ha, cum nu-ți mai este cald! Stați puțin, că era... Aveam și niște lână. Bam! 27 de bucăți de lână! Atât de multe îți dau! Bă, ce repede au crescut! Stai, unde? Mai vreau! Oh my god, ce mult! Nu, asta e concret. Deci ăsta, white. Bă, unde-i lâna? 5. M-am bucurat degeaba. Am crezut că-mi dă așa de mult. Păi să mănânci să mai-ți crească blana, da? Auzi, de la găini nu poți să iei nicio blană? O pană, ceva? Stai să ne ducem după ăsta în casă. Cioc, 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 ești acasă, am văzut că ai intrat. Ce faci? Ce muncitor ești, te apreciez foarte, foarte mult. Ok, stai să închid ușa, așa. Perfect! Ce găinușă frumoasă! Ce faci, mă, unicornul albastru? Hai să mai mergem să mai luăm flori. Uite, am aici niște flori. Bă, ar trebui să culeg ouăle astea. Nu de alta, dar să nu se strice. Așa. Ziceți-mi în comentarii ce fac cu ouăle. Bă! Ăștia sunt iepuri sau pisici? Pisicile pe care le-am ținut eu. Și din toți iepurii aia pe care i-am adus, mi-a rămas doar unul. Pentru că pisicile astea i-au mâncat. Ce faci? Mă ajut și pe mine să culeg niște flori? Știi că eu le iau pe aici, dar să nu vă supărați, pentru că am să le plantez iarăși. Bine, am să vă fac aici foarte frumos, vă promit. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Te-am prins! Fugi de mine? Tu fugi de mine? Uite că am aici niște aer, mă direcționează spre uițe, am înțeles. Oiți, 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 oiți? Ha, 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 te-am dezbrăcat! Ha, 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 pe la spate și nu știai! Habar n-ai avut! Și pe tine, și pe tine, și pe tine, dar pe la spate, așa, ca să nu știi ce se întâmplă. Perfect! Ok, eu zic că am destul de multe dintre astea. Și mai găsesc eu pe aici niște flori, mai trebuie albastru. Cred că de la sfeclă pot să fac cu violet, dar nu sunt sigură. Așa, cu verde am văzut eu. E puțin cam complicată treaba cu verdele, să-ți faci culoarea verde, din câte văd eu, dar nu sunt sigură. Vrei să duci în piscină? Asta vrea să duc în piscină la mine. Bă, frate, hai să ne facem culorile. Așa. Deci ce culori? Ce culori? Ce culori? Ce culori? Oranj. Oranj! Oh my god, deci avem deja practic jumătate de curcubeu. Ce tari suntem. Hai să mergem și să facem stai că trebuie să mănânc ceva. Căști. Stai că trebuie să mănânc. Căști.
Exact. Perfect, perfect. Oh my god, trebuie să mai fac de mâncare. Acum, vreau să colorez lână. Să scriu aici ul. Așa. Bă, frate, dar o chestie ciudată se întâmplă. Din câte văd eu, în Minecraft-ul ăsta, lână... Acum realizez și eu ca fraier am ciurdit de la Barbie. Când eu pot să-mi creez singură. Ia uitați ce fain este în lumea cute. Lână arată atât de bengos. Și eu am crezut că astea sunt chestii rare. Abia acum m-am prins. Da, are logică. Pot să fac și eu când vreau lână dintre asta cu steluțe. Ia uitați, astea sunt tot felul de covorașe pe care mi le pot face și mi le pot pune eu în baie, în salon, în dormitor, oriunde vreau. Dar am întâmpinat o problemă, pentru că lână este colorată așa, eu vreau să fie simplu, ca să putem să facem curcubeu. Așa că va trebui cumva să facem din sticlă. Glass, scriu aici, glass. Așa. Și. Îți faci niște sticlă simplă și pui înăuntru un dintre ăsta. E bun. Trebuie să fac sticlă simplă. Mai am ceva nisip. Că dacă nu mai am, dar nu mai am nimic, nicio sticlă dintre aia simplă. Bă, frate, vreau să ne apucăm de curcubeu! Stai să văd, dacă am pe cea ceva sticlă. Nu mă ajută și pe mine nimeni de aici din sat să-mi fac și eu niște sticlă. Păi greu să muncești, să-ți faci atâtea chestii. N-am nicio sticlă? N-am nicio sticlă amărâtă. Aoleu, trebuie să-mi fac o lopată. Hai să mă duc să-mi fac o lopățică. Că dacă mă duc să-mi iau nisip de acolo... Dar ziceți-mi, cum poți să-ți faci nisip infinit? Pentru că... îmi place foarte tare îmi place faptul cu apa, cum a zis. Stai, shovel. Așa, îmi fac o dintre asta. Ho, ho, ho. Ha? A, de aici trebuie să o iau. Ok, perfect. Așa, și mergem să luăm nisip și să ne facem și noi niște sticlă. Ok. Am nisip aici, dar e tot departe. Ziceți-mi cum se face nisip, da? Nu știu cum se face nisip cu apă, cu sticlă, cu lavă, cu habar n-am. A, uite, flori albastre, perfect, am să le iau de acolo. Uite, îmi pregătesc aici lopata. Așa. Și iau câteva bucățele de nisip ca să-mi fac niște sticlă pe care vreau să o colorez și începem operațiunea curcubeul. Așa o să se cheme. Voi vă dați seama ce șmecher o să fim la căsuța asta de la sat, pentru că eu m-am gândit bine, am două case în lumea cute. Casa de la satul cute și casa de la orașul cute. Aia pe care trebuie doar să o mobilez. Aici la sat trebuie să-ți faci totul de mână, știți? De acolo la oraș ați văzut deja, am găsit de cumpărat casă, de-a gata, adică e super tare și bengos. Așa, și din când în când o să mă mai duc și la oraș să mobilez. Dar deocamdată vreau să îmi fac aici cu mâinile mele. E foarte satisfăcător. Ok. Mergem. Frumos, frumos, frumos. Pe control. Ca să mergem mai repede. Asta știu de la Felix. Dar și că de când ții pe control și trebuie să mănânci mai mult. Și acum merg să-mi fac câteva bucățele de sticlă. Bă, ajută-mă și pe mine. Mitică nu mai vine la mine. Voi ați observat că Mitică nu mai vine sau Isus și face nani? Ha! Am crezut că te-am prins. Ok. Nu e aici. Trebuie să mai vină Mitică la mine, că mi-e dor de el. Acum, nu aici, aici. Hai să ne punem tot nisipul ăsta. Cred că se face sticlă, nu? Ziceți-mi că am făcut bine. Aoleu, sper să se facă sticlă. Fă-te sticlă! Fă-te sticlă! Fă-te sticlă! Este! Mi-a făcut sticlă! Prima mea sticlă. Ok, deci am nevoie de mai multe sticle dintre astea. Pe care să le colorez. Dar stați puțin. Vreau să-mi fac sticlă dintre aia subțire. Așa. Vedeți, și asta subțire se poate face. Să ne facem cu subțire sau cu groasă. Totuși, cred că mai bine dă cu groasă dacă facem grinzile alea. Gândesc ca un arhitect. Ok. Până un alt am să las aici să-mi se facă sticla. Că din câte văd eu aici... ca să ne facem sticlă roșie, de exemplu. Uite, mai avem nevoie de 5 dintre astea. Hai. Așa, ok. Hai că parcă nu mai am răbdare. Vreau să fac măcar o bucățică de sticlă colorată. Prima mea sticlă colorată. Vă dați seama? Wow, cât de mult evoluez. Hai că n-am răbdare! N-am răbdare! Roșu? Ăsta e roșu? Brown. Nu, roșu. Red. M-am nevoie de două. Hai să facem.
Așa, ai nevoie de 8 în total, bine. Multă treabă, frate, dar în genul ăsta și înveți. Pentru că doar făcând de mai multe ori un lucru îl înveți. Așa, ia uitați, sunteți martori? Sunteți martori, cocolișilor, cum... Dar voiam să se umple aici. Voiam să fiți martori. Mi-a făcut o bucăți dintre astea. Hai, frate, că sună foarte, foarte bine. Așa, ziceți-mi cum fac nisipul. Nisip dintre ăla în continuu. Și să vă zic cum vreau eu. Da, deci vă zic. De aici, cumva. Stai să mai pun dintre ăsta alb. Stai, trebuie să pun puțin alb ca să și înconjurăm aici. Înțelegeți? Să pară mișto. Uite, pare foarte mișto. A venit aici, vrea să fie tunsă. Vrea să fie tunsă. Căști! Ha! Te-am tuns și tu habar n-ai! Ce mândră mă simt când tund o oaie. Ok. Am pus așa, frumos. Vă zic, eu doream popa să fie invidios. Așa. Și acum mai pun aici încă o bucățică într-un pătrățel așa. Și acum vă arăt ideea mea. Să-mi ziceți dacă e faină. Sau să mai pun încă una. Hai să mai pun încă un rând dintre ăsta, că ăsta să fie baza. Și vreau să vă faceți și voi, cocolișilor, dacă aveți timp. Așa. Dacă aveți timp să vă faceți și voi piscina asta cu curcubeu. Vă zic eu, e genial, adică mi-a venit ideea asta mai înainte și e genial. Uite, începem de aici. De aici, da? Nu, de aici, ca să avem loc. Și de aici tot punem câști, cât e casa de înaltă. Și facem așa un fel de curcubeu, da, drept. Ia, cât e casa de înaltă? Nu știu exact cât va fi de înalt. Să vă arăt. Punem tot așa. Așa, perfect. Și după aia, unde se termină casa, o să mergem drept. Și o să facem asta. Au, o să cad. O să cad, o să cad, mi-e frică. Stai, cum pot să fac să ajung jos fără să cad? Căști. Bă, deci încep să mă perfecționez. Au! Mi s-a dus o viață. Uite, uite, prima bucățică din curcubeu e gata, să vă explic. Și o facem așa lungă până sus, după aia ne ducem așa și lăsăm un spațiu liber sau nu, nu știu dacă lăsăm un spațiu liber. Punem una lângă alta, toate culorile curcubeului și ne ducem așa spre casă și facem o legătură cu casa. Ce ziceți, cocolișilor? Vi se pare idee genială? Pentru că eu am să mă pun aici să caut tot felul de culori, că deja m-am prins care-i treaba pentru că sunt isteață. Am flori albastru dincolo, mai văd eu dacă pot să-mi prind sfeclă, îl mai întreb pe Felix. Vă mai întreb pe voi să-mi ziceți în comentarii și data viitoare o să terminăm curcubeul ăsta. Abia aștept să văd cum iese! Ok, cocolișilor, stați să mă vedeți! A, vrei să mai fi tunsă? Vrei să mai fi tunsă? Căști! Ha! Ați fost martori cum am tuns-o. Mitica! Uite, ăsta e Georgeta. Unde ești? Roza, hai! Hai să ne luăm rămas bun de la Cocolix! Așa, uite-te la Cocolix și fă-le cu mâna! Fă-le cu mâna! Pentru că am avut parte de un episod minunat, ca de obicei, Cocolișilor. Apăsați butonul de Cocolike. Nu uitați că avem și caiete minunate în linkul din primul comentariu. Ziceți-mi aici cum să mă joc Minecraft. Învățați-mă, am nevoie de sfaturile voastre minunate. Iar noi ne vedem data viitoare!